sunt principiile acestea, dragii mei? În primul rând, principiul unui post eficient, a unei unități în pocăință, în smerenie și în rugăciune, este principiul hotărârii și a bunei învoieli. La ce mă refer, dragii mei? Sunt biserici și poate și la noi s-a întâmplat lucrul acesta, n-am întrebat niciodată, când anunțăm un post la nivel de biserică, și unii postesc, unii nu postesc. Unii se înscriu, unii nu se înscriu. Înțelegeți, noi din start împiedicăm și oprim lucrarea de schimbare și de transformare a harului. Cu alte cuvinte, noi vrem, dar nu vrem în același timp. Noi vrem, dar să facă alții, dar nu vrem pentru că suntem puși noi. Unul din adevărurile importante a unui post primit de Dumnezeu este buna învoială. Dacă suntem conștienți de nevoia noastră spirituală, dacă suntem conștienți de nevoia noastră de schimbare, dacă suntem conștienți de necesitatea lucrării lui Dumnezeu în mijlocul nostru, dacă suntem conștienți că Dumnezeu ar face mai mult și mai bine în mijlocul nostru dacă am fi un pic mai pocăiți, atunci, cu toții, din start, ar trebui să spunem, suntem de acord. Și n-am să postez numai o zi, dar am să postez două, dacă trebuie, trei zile pe săptămână, numai ca Dumnezeu să facă să lucreze și să ne transforme pe fiecare dintre noi. Dar atunci când nu ești conștient de lucrul acesta, de necesitatea aceasta, ai să spui, lasă alții să postească, lasă sfinții să postească, lasă carismații să postească, lasă bătrânii să postească, lasă ăștia au nevoie de pocăință, lasă ceilalți au nevoie de pocăință. Dragii mei, necesitatea aceasta este o necesitate a bisericii, nu e o necesitate personală. Eu cred că fiecare dintre voi sunteți conștienți că în dreptul meu, în dreptul dumneatale și a fiecăruia dintre noi este și încă este nevoie de pocăință și de creștere spirituală. Amin? Ei, buna învoială și hotărârea comună, să știți că este un principiu pe care Dumnezeu îl respectă și îl așteaptă de la Biserica lui Dumnezeu. Dacă într-un lucru spiritual atât de important ca și pocăința, ca și postul, ca și rugăciunea, nu ne putem uni, spuneți-mi, în ce ne putem uni? În nimic? În absolut nimic? Oricât s-ar predica de la învon, oricât s-ar citi din Scriptură, nimic nu ne unește oameni buni dacă nu ne unesc cele mai profunde, cele mai spirituale lucruri care ar trebui să ne apropie de Dumnezeu postul și rugăciunea și smerenia și pocăința. 1 Corinteni 7,5 vorbește personal la nivel de familie, dar vorbesc în general și la nivel de biserică, spune să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț doar decât cu bună învoială. Dacă nu există o învoială între soț și soție, dacă nu există o învoială în familie, să știți că postul acela nu este primit de Dumnezeu. Apoi, dragii mei, spune Cuvântul lui Dumnezeu Nesra 8 cu 21. Acolo, la Râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea, lui Dumnezeul, înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, copiii noștri și pentru tot ce este al nostru. A fost, dragii mei, vestit un post de smerenie, de smerire a Sufletului. La nivel de popor. Și, dragii mei, să știți că întreg poporul a stat în post și rugăciune. N-au fost că unii au stat, că unii n-au stat, că săptămâna viitoare am bairam și n-am să stau în post, că am baby shower, că am rider shower, că am mai știu eu ce acolo pe pomelnice făcute de unul și de celălalt. Dragii mei, când este vorba să ne apropiem de Dumnezeu, lăsăm lucrurile acestea și căutăm să ne apropiem de Domnul. Unii, Pentru unii, cel mai alintat copil este stomacul. Doamne ferește să nu mănânci o zi că îl doare capul, are nervi, sare din țânțâni, din pepeni, nu poate lucra, îl ia cu amețelele că s-au lăsat de cafea. Minciuni, firești. În această zi vă invit, dragii mei, să vă gândiți la această necesitate a schimbării vieții fiecare, din, fiecare dintre noi și să ajungem la o bună învoială. Atâta timp cât Biserica lui Dumnezeu nu este gata să se unească, repet, în cele mai profunde și spirituale lucruri, nimic și nimeni nu o să ne unească niciodată. Al doilea principiu, dragii mei, este principiul abstinenței. Adică trebuie să te abții de la anumite lucruri care sunt firești sau care sunt poate necesitate, dar după care n-ai să mor dacă te abții măcar o zi sau două. Estera 4 cu 16 spune, du-te strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine și spune aici, fără să mâncați, nici să beți, trei zile, nici noaptea, nici ziua. Există un principiu al abstinenței, dragii mei, adică să te oprești de la anumite lucruri pe care le faci în fiecare zi și să cauți ca prioritate să stai în prezența lui Dumnezeu. Să te abții de la mâncare, să te abții de la abia apă, să te abții de la cafea, să te abții de la Facebook, să te abții de la Instagram, să te abții de la o vorbire de rău, să te abții de la o judecată, de la o mânie, de la supărare, de la o răutate, de la o lăcomie, de la o zgârcenie. Să te abții de la lucrurile pe care într-un mod obișnuit le faci, pentru unii păcatul a devenit ca parte din viața lor și fără să-și dea seama, fac lucrul acesta în fiecare zi, crezând că au dreptate. Principiul abstinenței, dragii mei, este important pentru noi și trebuie să înțelegem că este partea pe care Dumnezeu așteaptă de la noi. Matei 4 cu 2 vorbește despre Domnul Isus. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. Și la urmă a flămânzit. Principiul abstinenței, dragii mei, îl cere Dumnezeu de la noi. Primul principiu care va accepta un post plăcut înaintea lui Dumnezeu este buna învoială. Al doilea este principiul renunțării, principiul abstinenței, principiul de a da la o parte lucrurile pe care le folosește în fiecare zi, de a renunța la ele, de a, a le sacrifica și a căuta să stai în prezența lui Dumnezeu. Să nu te duci shopping, să nu te duci la mall, să nu te duci în lucrurile în care îți ghâdile firea, să nu te duci la pernă în ziua aceea, să nu postești ca musulmani. Musulmani dorm toată ziua și când asfințește soarele se pun și mănâncă bine de nu mai pot. Nu. În ziua Domnului trebuie să căutăm prioritățile Lui, să citești mai mult scriptura, să te cercetezi mai mult pe tine, să stai mai mult în rugăciune. Asta înseamnă un post. Dacă nu mănânci toată ziua și faci celelalte lucruri ca de obicei, la ce -ți folosește? Spune Biblia mai târziu, am să citești, nu face altceva decât să-ți chinui sufletul degeaba. Poți să o iei ca și o dietă. Al treilea principiu, dragii mei, este principiul tăinuire, adică să nu bați clopotele când stai în post. Matei cu 16 spune că în post să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să arate oamenilor că postesc adevărat, vă spun că ce? Și-au luat răsplat. Adică răspunsul lor deja l-au primit la postul acela. Dumnezeu nu-l primește. E un post pe care l-au făcut pentru oameni, pentru ca să-i vadă cineva, pentru ca să-și creeze o imagine a lor, dar nu ca să-i asculte Dumnezeu. 6,18 spune, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Cu alte cuvinte, trebuie să stăm în post înaintea Domnului. Fariseii posteau luni și joi, când erau zilele de piață și când era multă lume. Aduceți aminte ce spune despre ei, că stau la colțurile străzilor și se roagă, fac rugăciuni lungi, pentru ce? Să-i vadă oamenii. Să-i vadă oamenii. Voi să nu fiți așa. Cu alte cuvinte, dacă noi ne hotărăm cu bună învoială să postim, nu trebuie să știe toată Uniunea din Republica Moldova, nu trebuie să știe toate bisericile române din America, nu trebuie să știe toate bisericile slavone din Washington State. Știm noi și atâta tot. Mi-e interesant pentru cei care vorbesc de rău Biserica Domnului: câți dintre ei vorbesc de rău și copiii și soția? Nu uitați, Biserica aceasta este familia dumneavoastră. Modul în care priviți la ea, vorbiți despre ea, o descrieți, o colorați este familia dumneavoastră. Cu alte cuvinte, vă vorbiți familia de rău. Principiul tăinuirii, dragii mei, este important ca să stai în smerenie, în taină, înaintea lui Dumnezeu, să nu te vadă oamenii. Când este vorba de un post la nivel de biserică, știm noi, știm când este ziua, știm când este rândul, o luăm cu responsabilitate, nu rupem lanțul de poș rugăciune doar pentru că eu n-am chef sau am o ispită sau am uitat este așa de important să o iei cu toată seriozitatea încât nu există scuză. Ei, am uitat că miercuri sunt în post. Lasă că mai sunt doi, trei cu mine, postesc ceilalți. Gândește-te ce s-ar întâmpla dacă toți ar spune ca tine așa. Lasă că postesc ceilalți. Lasă că postesc ceilalți. Lasă că se roagă ceilalți. Lasă că Domnul o să dea har pentru că ceilalți au fost serioși. Eu îmi văd de treburile mele, de businessul meu. Nu, dragii mei, Trebuie să o luăm cu toată seriozitatea. Trebuie să o luăm cu toată dedicarea lucrul acesta. Principiul tăinuirei. Un alt principiu este principiul cercetării de sine și în cadrul perioadei unui post este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem. Încă o dată spun, ascultați-mă cu atenție, cu litere de tipar aș putea să spun, principiul cercetării de... Încă o dată, toți, principiul cercetării de nu a altora oameni buni. De multe ori suntem ispitiți și la cină și facem același lucru. Încercăm să-i cercetăm pe ceilalți, dar la de ce e acina? de dar la de ce e acolo, dar la de ce face așa, de la de ce cântă, de la de ce e așa. Ispita aceasta de a te vedea pe tine mai presus de ceilalți, crezând că ceilalți sunt mai puțin pocăiți ca tine, mai puțin smeriți, mai puțin dedicați, mai puțin aproape de Dumnezeu. E wrong. Principiul important al postului, dragii mei, este principiul cercetării de sine, adică să stai înaintea lui Dumnezeu și să-ți iei viața bucățică cu bucățică, zi cu zi, valoare cu valoare, principiu cu principiu, prioritate cu prioritate, cuvințel din vocabularul tău cu cuvințel din vocabularul tău, emoție cu emoție, gând cu gând, dorință cu dorință, să te bucățești înaintea lui Dumnezeu, spunea Marin, să faci, să ai o, un open heart surgery, da? să-ți o deschizi așa în fața Cuvântului lui Dumnezeu și să vezi ce este acolo. Nu te apuca de operat pe alții, că nu este not your business. În cer să te duci dacă cineva a fost mai sfânt sau mai păcătos. În cer să te duci dacă cineva a fost mai înalt sau mai scund, mai greu sau mai ușor, mai tânăr sau mai bătrân, mai bogat sau mai sărac. În cer ai să ajungi dacă tu ești pocăit. Amin? Ei, principiul acesta al cercetării de sine este important, dragii mei, pentru fiecare dintre noi. Postul, fie că e la nivel personal, de familie sau de, de, de biserică, dacă nu există un principiu al cercetării de sine, postul acela nu este primit de Dumnezeu. Iarăși, îți vei chinui doar sufletul. Noi postim, dragii mei, pentru multe lucruri și este greșit de multe ori cum postim noi. Postim să ne meargă bine, postim fata să mărite cu nu știu cine, postim să am nu știu ce să meargă bine în business, postim nu știu ce să se întâmple. Dragii mei, în primul rând, postul, scopul postului este să te cercetezi pe tine să vezi dacă mai ai lucruri de schimbat înaintea lui Dumnezeu. Nu spun că Dumnezeu ne ascultă să te binecuvinteze în business sau în familie sau să-ți dea sănătate, dar nu ăsta e scopul lui Dumnezeu pentru post. Postul, în primul rând, este cercetarea de sine. Isaia 58 cu spune, la ce ne folosește el să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ți seama de lucrul acesta? Pentru că zice Domnul în ziua postului, ce faceți? Vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Te lași în aceleași porniri, în aceleași lucruri a refirii. Dragii mei, eu cred că fiecare dintre dumneavoastră a postit măcar o dată pe an, o dată pe lună. Aș vrea să vă pun această întrebare, după ce ai postit, ai fost mai pocăit sau ai rămas același? Isaia 58 cu 4 spune, iată, postiți, ce? Ca să vă ciorovăiți, așa, să vă împungeți unul pe altul ne la locul lor. Să vă certați, spune, să vă, ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă ce? Glasul, strigătul, sus. Păi dar nu te supăra, după ce ai stat șapte zile de post și tu te apuci iarăși de lucrurile acelea, cine crezi că o să-ți primească postul? Cine crezi că o să ne asculte? Nimeni. Nimeni. Pentru că noi am stat o zi sau șapte zile și ne-am cercetat. După ce ne-am cercetat și ne-am pocăit, spune Scriptura în Cartea Petru, da? 2 Petru 2 cu 22, spune și câinele se întoarce la ceea ce a vărsat și scroafa se întoarce înapoi. Unde? În mocirlă. De multe ori, dragii mei, lucrul acesta se întâmplă în viața noastră. Stăm și postim, stăm și ne rugăm, stăm și ne cercetăm. O trecut perioada aceea și ne apucăm iarăși de aceleași glume mizerabile, de aceleași cuvinte, iarăși ne apucăm de cântărit pe unul și pe altul, iarăși îl mai bărfim, iarăși îl mai judecăm, iarăși îl mai întoarcem pe față și pe dos. Spuneți-mi mie, cine pe noi ne ascultă postind în felul acesta? Dacă eu, mădularul ăsta mic care aprinde un foc așa de mare, nu pot să-l țin în stăpânire. Cine îți mai ascultă rugăciunea? Principiul cercetării de sine am spus, și cuvântul lui Dumnezeu ne învață pe noi să ne cercetăm noi pe noi înșine, nu pe alții. Încă o dată repet, noi pe noi înșine nu pe alții. Mântuirea este o chestie personală. Relația cu Dumnezeu este o chestie personală care nu ține nici de evenimente, nici de background, nici de împrejurări, nici de oamenii din jurul nostru. Ține doar de noi. Alt principiu este principiul priorității. Atunci când postim, Dumnezeu așteaptă ca prioritatea schimbării să fie interiorul, nu exteriorul. Interiorul, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu spune în Isaia 58 cu 5, oare acesta este postul plăcut mie să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipiric și să se culce pe sac și pe cenușă, aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Și el 2 cu doi spune, dar chiar acum, zice Domnul, întorceți-vă la mine cu ce? Cu inima cu post, cu plânset, și bocet. Dragii mei, Scriptura vorbește despre un principiu foarte important. Ce e în inimă, iese. Ce e în inimă, iese. Și... Matei 6, cu 16 spune că în postiți, nu luați înfățișarea aceasta neapărat exterioară, posumărâtă, ce spune ca fățarnicii care slucesc, sluțesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Tu postești înaintea lui Dumnezeu știind că pentru tine este lucrul cel mai important. Un alt lucru foarte important ca postul, dragii mei, să fie primit înaintea lui Dumnezeu este principiul dezlegării. Este principiul dezlegării. Atunci când poporul Israel era chemat la post, când era chemat să se smerească înaintea lui Dumnezeu, unul din lucrurile foarte importante era principiul Dezlegării. Isaia 58 cu 6 spune, iată postul plăcut mie, dezleagă lanțurile răutății. Cu alte cuvinte, spune, oh, omule, nu fi rău, nu fi rău pentru că nu ajută nimănui lucrul acesta, nu fi rău, nu vorbi de rău, nu gândi de rău, nu avea o atitudine rea față de cineva, nu fi rău în vorbirea ta. Nu fi rău în atitudinea ta, în faptele tale, în cursele tale, în uneltirile tale. Nu fi răutăcios. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Scumpii mei, vă pun întrebarea aceasta: dacă de cinci ani n-ai iertat pe cineva, crezi că Dumnezeu te-a pe tine? Niciodată. Pentru că principiul lui Dumnezeu spune așa iertați greșelile oamenilor din toată inima și ce spune? Și Tatăl vostru vă va ierta pe voi. Atâta timp cât n-ai să ierți, ai să te duci cu bagajul tău, plin de păcate pe care le-ai strâns, îl țin în legătură, îl țin în robie, îl țin în cușca neiertării tale pe omul acela și nu-i dai drumul și nu-l dezlegi și s-ar putea el să meargă mântuit în ceruri dar tu să te duci în fundul iadului pentru o simplă neiertare pe care ai arătat-o față de cineva. Ascultă în această dimineață Dumnezeu ca să primească un post din partea mea, din partea ta. Trebuie să dai dezlegare, trebuie să ierți, trebuie să faci un bine sufletului tău și să ierți pe cel de lângă tine. Dacă ești vinovat de ceva, trebuie să-și ceri iertare și să recunoști. Dacă vezi că relația dintre tine și cineva nu merge, trebuie să te apropii de persoana respectivă și să spui lucrul acesta. De multe ori așteptăm alții să facă lucrul acesta, așteptăm ceilalți. Ni se pare că tot ceilalți sunt vinovați. Nu, dragii mei. Spune cuvântul Scripturii ferice de cei împăciuitori. Nu poate altul face pace, fă tu. Caută să împlinești tu voia lui Dumnezeu, ne așteptând pe alții să facă lucrul acesta. Dezleagă de nedreptate, de părtinire, de fraudă, de datorii, de neiertare, de neîmpăcare. Dezleagă pe cei care chipurile irai la mână. Știu eu ce ai făcut tu. Știu eu ce poamă ești. Știu eu. Știu eu ce au făcut cu tare și cu tare acum 10 ani, 15 ani. Oameni buni, Dumnezeu ne cheamă ca să iertăm de la suprire, de la violență și nu ne batem între noi, dar există violență verbală. Cuvântul lui Dumnezeu spune că un cuvânt poate ucide mai tare decât un cuțit. Dumnezeu așteaptă să ne gândim la lucrul acesta. Dezleagă de frică, dezleagă de păcat. Și vreau doar să amintesc, mă gândeam să predic din cartea Ezechiel. Ezechiel este acela care aduce un lucru foarte interesant, nou în teologia Vechiului Testament, probabil ca să am să predic după Paște. Și Scriptura ne cere, dragii mei, să ne dezlegăm de păcatele de omitere. Spuneam că n-am întâlnit niciodată ca păstor să vină cineva la mine și să-mi spună, frate, vin să mă mărturisesc pentru lucrurile bune care le puteam face și nu le-am făcut. Toți spun, ei, am mințit, am fumat, am băut, m-am uitat unde nu trebuie, am spus ce nu trebuie. Noi toți suntem cu lista aceea cu ce să nu fac și dacă am făcut-o spăcătoși și trebuie să mă pocăiesc. Dar cuvântul Scripturii ne vorbește despre păcate de omitere, adică binele care puteai să-l faci și nu l-ai făcut și la fel de mare păcat ca și lucrul care l-ai încălcat. Păcatul de omitere, ai putut să faci un bine și nu l-ai făcut. Ai putut să ajuți pe cineva și n-ai făcut. Ai putut să dai un cuvânt bun și n-ai putut. Și n-ai făcut. Ai putut să te rogi pe, pentru cineva și nu ai făcut. Ai putut să dai un cuvânt de încurajare cuiva și știai că poți și nu l-ai făcut. Și ai păcătuit. Ei, momentul în care există starea aceasta de post, de rugăciune, de cercetare înaintea lui Dumnezeu, eu trebuie să mă dezleg de păcatul personal, nu de păcatul altora. Nu-i treaba mea să știu câte păcate a făcut X sau Y, în ce fel de cloacă trăiește el sau nu. Atunci când stau în prezența lui Dumnezeu, trebuie să mă cercetez eu pe mine și să mă dezleg de păcatul care mă ține vinovat înaintea lui Dumnezeu, pentru că Isaia spune așa, nu urechea lui Dumnezeu e surdă, nu mâna lui Dumnezeu e prea scurtă, ci între mine și voi este un zid de... Și care este zidul acesta de despărțire? Păcatul, nu a altora, păcatul meu. Păcatul meu pune între mine și Dumnezeu un zid de despărțire. Gândul păcătos, privirea păcătoasă, urechea păcătoasă, vorbirea păcătoasă, emoția păcătoasă, fapta păcătoasă. Apoi, dragii mei, există păcatul de comitere, ce am făcut rău și era păcătos și era împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Am spus o vorbă, un gând, o dorință, un plan, o neveghere, o atitudine, o faptă. Apoi, mai grav, dragii mei, mai grav decât acestea două, este păcatul din culpă. Știți ce înseamnă păcatul din culpă? Înseamnă să-l văd pe X ca păcătuit și o să nu-i spun nimic. Sau să-l încurajez sau să zâmbesc sau să-mi placă ce a făcut el sau să-l aprob în ceea ce a făcut el. Pavel în Romani spune așa că lumea a ajuns la starea că nu numai că nu-i găsește de rău pe cei ce fac răul, dar îi găsește de buni. Găsește de buni. Păcatul din culpă este să-l vezi pe cineva păcătuind și să nu-i spui nimica. Să nu-i spui că păcătuiește și îl mânie pe Dumnezeu, să nu-i spui să se oprească. Păcatul din culpă, dragii mei, este acea aprobare tacită, acceptabilă de noi la ceea ce el face. Noi îl aprobăm pe el tăcând și ne spunându-i nimic. Știți ce se întâmplă cu păcatul din culpă? Păcatul din culpă este cel care dospește păcatul la nivel de familie, la nivel de biserică, pentru că eu știu că el păcătuiește. Eu nu-i spun, dar eu nu procedez după scriptură, pentru că mi-e prieten, pentru că mi-e rudă, pentru că mă are și el pe mine la mână, pentru că m-a văzut și el pe mine făcând exact același lucru. Păcatul din culpă, dragii mei, mereu va găsi urechi care să asculte vorbire de rău, bârfă, tulbulare, uneltire. Mă înțelegeți ce spun? Cu alte cuvinte, dați-mi voie să spun exemplul acesta. Eu mă duc la X și spun ceva de rău despre Y. Dacă X mă ascultă pe mine bărfindul, eu sunt la fel de vinovat ca și cel care a bărfit. Și eu îl ascult pe el și nu îi spun nimica. Și eu mă fac vinovat de același păcat. Și sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu pentru că accept lucrul acesta. Și eu nu-l opresc, ba chiar mie îmi place eu îl găsesc de bun pe cel care vorbește de rău, așa -i? E drept sau nu e drept? E biblic ce spun. Mie îmi place, mie îmi place că ăsta bărfește, mie îmi place că mi-aduce novosti. mie îmi place că el îl vorbește pe cel care mie nu-mi place. Înțelegeți? Când noi nu iertăm sau când noi nu iubim pe cineva, știți ce se întâmplă? Atunci când este vorbit de rău persoana aceea de care nu-mi place, eu mă bucur. așa e că te bucuri. Te bucuri când ai auzit că i s-a întâmplat ceva. Te bucuri când mai știi că și altul este cu aceeași minte stricată ca și tine, vorbind și crezând rău despre persoana respectivă. Și păcat, e păcat, frași și sărori. E păcat să-mi dau urechea la gura murdara unui bărfitor. E păcat să-mi dau gura mea să spună lucrurile nepotrivite. E păcat să dau ochiul meu să vadă lucrurile așa cum le vede un om stricat. E păcat să-mi las inima mea să simtă așa cum simte inima unui om stricat. Este păcat. Știți de ce păcatul se mulțește? Pentru că noi suntem vinovați de păcatul din culpă. Noi știm că fica noastră păcătuiește, dar nu-i spunem nimic. Noi știm că fiul nostru păcătuiește, dar nu-i spunem nimic. Noi știm că tata păcătuiește, dar nu-i spunem nimic. Noi știm că mama păcătuiește, dar nu-i spunem nimic. De ce? Pentru că-i fică, că-i fiu, că-i mamă, că-i tată. Noi nu le spunem lucrul acesta. Noi nu-i îndreptăm, noi nu-i oprim. Îi lăsăm să trăiască în păcatul acela mai departe. Problema este că noi, ne facem vinovați de un păcat la fel de mare și de grav ca și cei care îl săvârșesc. Când eu am să mă apropii de Dumnezeu, când dumneata este apropii de Dumnezeu, apropierea aceasta de Dumnezeu inevitabil ne va face să ne apropiem unul de altul. Amin? Îți spun un adevăr în această zi, oamenii care vorbesc de rău pe alții se roagă zero pentru ei. Nu poți să vorbești pe cineva de rău dacă nu investești în el, dacă nu-ți pasă de el, dacă nu-l iubești pe el. Primul în pe Hristos și apoi pe persoana aceea. Nu merge asta. Principiul dezlegării, și mă rog ca în această zi, fiecare dintre noi să ne cercetăm inimă. Și dragii mei, Fii sincer înaintea Lui Dumnezeu. Fii sincer înaintea Lui Dumnezeu și dezleagă. Dezleagă dacă este ceva de dezlegat. Poate sunt lucruri care îți de ani de zile și nu le-ai le dezlegat. Sunt situații care de ani de zile nu le-ai dezlegat. Sunt persoane care de ani de zile nu le-ai dezlegat. Sau de o săptămână, sau de o lună, sau de o zi. Un alt principiu este principiul dăruirii. Știți, atunci când stai în perioada de post, nu este de ajuns să scoți tot răul, tot ceea ce nu este bun, tot ceea ce este defect, tot ceea ce este meteahnă, tot ceea ce este obicei vechi ci trebuie să faci ceva bun, să începi să stratezi Sufletul cu bun. În lumea aceasta nu există mulțime vide. Dacă scoți ceva, trebuie să pui ceva la loc. Chiar o bancă cu apă, dacă scoți apă din ea, intra aer. Nu există mulțime vidă numai în cazuri speciale, fizice. Ei, exact același lucru Dumnezeu îl așteaptă de la noi. Scoate lucrurile acestea. Coloseni, Pavel spune așa de frumos, dezbrăcați lucrurile vechi, dezbrăcați lucrurile firii, dezbrăcați lucrurile păcătoase și spune apoi, apoi îmbrăcați-vă cu Hristos. Îmbrăcați-vă cu haina aceasta frumoasă, împarteți pâinea cu cel flămân și adun casa ta pe cei pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Isaia 58 cu 10 spune, dacă vei da mâncarea ta acelui și dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Matei 6, 3 și 4 spune, ci tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl care vede în ascuns îți va răsplătii. Este scris în același context cu post și rugăciune. Și știți ce înseamnă aceasta? Să începi să fii bun, să încep să ai milă, să începi să-ți antrenezi inima, să-i pese, să-i do să te doară de cel care nu ți-a păsat, care nu l-ai băgat în seamă, pe care l-ai disprețuit, pe care nu l-ai iubit, pe care l-ai vorbit de rău. Să începi să-ți antrenezi inima să iubească. Vreau să vă spun un adevăr. Să știți că iubirea, dragostea față de frați, este o hotărâre, este o decizie, este o alegere. Nu te înșela, spune aici Marin, about feelings. Inima e destul de rea și deznădăjduit de înșelătoare. Eu nu te invit în această zi să te îndrăgostești de fratele tău că e păcătos. E o stare păcătoasă. Te invit să alegi să iubești. Te invit încă o dată, spun, să alegi să iubești pe cel de lângă tine. În 1 Corinteni 13, cuvântul scripturii vorbește așa de frumos că dragostea nici măcar nu-și permite să se gândească la rău. Mă auziți ce spun? Dragostea adevărată a lui Dumnezeu nu-și permite să se gândească la rău. Nici măcar în izvodirile minții, dacă tu iubești pe fratele tău, pe sora ta, tu nu ai să-ți permiți. Să gândești de rău despre persoana respectivă. Nici de cum să vorbești, nici de cum să-i faci rău, nici de cum să votezi împotriva lui, neavând argument biblic. n să-ți permiți lucrul acesta. Mă înțelegi ce spun? Asta spune Biblia. Și în această zi eu spun ce spune Cuvântul Scripturii. În contextul postului și a rugăciunii, Dumnezeu pe mine mă cheamă, în primul rând, ca și slujitor. Și pe dumneavoastră, împreună cu mine, să dovedim bunătate, să dovedim milă. Trebuie să te gândești, mai oare ce probleme are omul ăla? Dar ce îl doară? Dar cu ce suferă? Dar ce s-a întâmplat? Dar cum să-l ajut? Dar cum să postesc? Dar cum să mă rog pentru el, dar cum să-l susțin, dar cum să-l ajut să crească, dar cum să-l ajut să meargă mai departe, dar cum să-l ajut să-și care poverile, durerile și suferințele? Cum să-l ajut să-i meargă mai bine, fie că e în business, fie că e în familie, fie că e spiritual, fie că e în slujire? Asta eu trebuie să fac, îndemnat de Duhul Sfânt. Asta eu trebuie să fac îndemnat de iubirea lui Hristos. Nu să iau ciomagul și să-i dau peste picioare, să-l trântesc mai jos, că și așa ai trântit destul. Asta este scriptural, dragii mei. Dumnezeu ne învață ca în același context în care postim și ne rugăm să dăm dovadă de milă. Este principiul dăruirii este principiul în care îl ajuți pe altul. Dădeam acest exemplu, dragii mei, despre lucrul mădularelor în trupul lui Hristos. Și spuneam că principiul pe care Pavel îl spune acolo, ca un mădular, ca un trup să fie sănătos, este Do your best. Ca, ca your brother să fie the best, înțelegi? Eu trebuie să-l ajut pe el, pe ea, pe el, pe el să fac tot ce îmi stă mie în putință, ca El să fie mai bun, ca El să slujească mai bine, ca El să slujească mai eficient. Asta e principiul unui trup sănătos. Uitați-vă la noi în mădularele noastre. Dacă un mădular nu funcționează bine, înseamnă că ceva nu funcționează bine în organismul acela. De asta e nevoie de medicamente, de asta e nevoie de operații, de asta e nevoie de amputare uneori pentru că ceva nu funcționează acolo. Ei, Pavel dă această ilustrație și spune că asta ar trebui să fie lucrarea fiecărui mădular în trupul lui Hristos. Și seva, și sângele, și viața care curge de la un mădular la altul este iubirea lui. Este Duhul Sfânt pe care noi de multe ori îl pretindem doar la nivelul vorbirii în alte limbi și atât de tot. frați și dincolo de prorocie, este cuvântul Scripturii, care noi întâi trebuie să-l împlinim pe acesta, să trăim după acest cuvânt. Principiul dăruirii, dragii mei, dăruiește ce este mai bun din tine pentru binele altora. Dăruiește darurile tale, calitățile tale, energia ta, emoția ta. De ce să lași ca păcatul să-l turbure inima și mintea ta? Viața ta să te fure de frumusețea unor experiențe cu Duhul Sfânt și cu Dumnezeu, trăind în lucrurile nepotrivite. este principiul respectării zilei Domnului. Știu, dragii mei, că este greu. Știu că trăim într-o societate, dragii mei, care de multe ori ne cere să muncim duminica. Dar ca postul să fie primit, ascultați-mă, este principiul acesta al respectării zilei Domnului. Să știți că chiar dacă noi nu ținem sabatul și ținem duminica, principiul a rămas același. Principiul a rămas același. Isaia 58 cu 13 spune: Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu faci gusturile tale, ca să nu faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu-L și dacă îl vei cinsti urmând căile tale, ne te cu treburile tale și ne dându-te la flecării. Să nu faci lucrurile tale, să lași ca ziua lui Dumnezeu să fie prioritate pentru el, să-l înalți pe el, să-l glorifici pe el, să faci pentru El ceva. Dacă ar fi să faci în slujbă și duminică după masă, să te bucuri de lucrul acesta, să fii gata să-i dai întreaga zi a Domnului. Domnului. Este important, dragii mei, să fim mereu conștienți că ziua Domnului este a Domnului. Dacă e a șaptea zi și dacă este duminica, apoi dă-i-o lui în întregime. Nu-i da numai două ceasuri când vii la biserică, nu-i da numai trei ceasuri dacă vii și jos la rugăciune. Dă-i lui toată ziua. Fă ceva pentru împărăția lui Dumnezeu în ziua aceea. Șase zile ți este dat să lucrezi. Șase zile ți este dat să muncești pentru tine și familia ta. Șase zile ți este dat să fii harnic, să fii gospodar, să strângi în jurul casei tale, să ți ia vuții și comori. Dar a șaptea zi, două Domnului, două lui, fă ceva pentru Domnul. Încearcă să nu fii doar consumator, încearcă să nu fii doar ascultător, <coughs> încearcă nu doar să vii aici și să cântărești, fă ceva. Sunt atâtea lucruri pe care le poți face. Fă lucrul acesta pentru Domnul. <coughs> și apoi, principiul ultim, nu ne place așa de mult și probabil că de multe ori am vrea Dumnezeu să înceapă cu principiul acesta, principiul binecuvântării. Spune când vom face toate lucrurile acestea, când vom îndeplini toate aceste principii, toate aceste așteptări ale lui Dumnezeu. Isaia spune atunci, deci atunci, după ce vei îndeplini toate aceste lucruri, atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți, atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă, slăvit să fie El! Eu cred că fiecare dintre noi am vrea fiecare dată, când înălțăm o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să spună, iată mă sunt aici, iată te ascult, iată intervin, iată vindec, iată dau biruință, iată dau dezlegare, iată deschid uși pentru tine, îți dau propășire, îți dau victorie în victorie, din slavă în slavă, cum spune Scriptura. Dar când? Atunci. Atunci, după ce eu îmi îndeplinesc toate responsabilitățile mele, după ce eu împlinesc tot ceea ce ține de mine și de viața mea. Atunci spune cuvântul Scripturii, iarăși un alt atunci, 28 cu 14 spune, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucur de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Când? Atunci, dragii mei atunci după ce noi ne vom îndeplini toate responsabilitățile noastre. Isaia 58 cu 11, Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale, vei fi ca o grădină bine unată, ca un izvor al cărui ape nu seacă. Doamne, fă -ne pe toți așa, amin? Domnul să facă din tineri, din bătrâni, din familiile noastre, din, toți cei care suntem aici și facem parte și formăm marea familie a Bisericii Elim, Dumnezeu să facă locul acesta, să fim ca un izvor a cărui ape nu seacă. A cărui ape nu seacă. Dragii mei, să știți și vreau să închei, concluzionând în felul următor, postul, dacă ar fi doar o renunțare la mâncare și la apă, ar fi foarte ușor. Însă Dumnezeu nu așteaptă doar lucrul acesta. Dumnezeu așteaptă ceva un pic mai profund, mai adânc, mai spiritual de la mine și de la Dumneata. Dumnezeu așteaptă ca în momentul unei perioade de cercetare, în și rugăciune, așteaptă să vadă rod. Și rodul acesta trebuie să fie rodul pocăinței noastre, rodul cercetării noastre de sine, rodul schimbării atitudinii noastre, a vorbirii noastre, a slujirii noastre, a valorilor noastre, a priorităților noastre. Dumnezeu așteaptă lucrul acesta de la noi și slăvit să fie El că ne-a mai dat încă vremuri de har, vremuri de libertate, vremuri în care ne putem cerceta fiecare pe sine, din nou repet, fiecare pe sine. Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Hristos, spune lucrul acesta și un adevăr pe care noi nu-l putem tăgădui. Spune, întâi o te de bârnă din ochiul tău. Și apoi, dacă ți mai rămâne timp, ajută-l pe vecinul să-și scoată paiele. Atunci când vorbește Domnul Hristos acest adevăr, Înseamnă că, dragii mei, problemele noastre sunt mai grave și mai importante decât problemele vecinului. De ce? Pentru că ele ne împiedică să-L vedem mai bine pe Hristos. Nu uitați, frați și surori, dacă Biblia, dacă Hristos, dacă biserica nu ne unesc, nimeni și nimic, nu ne va uni niciodată.